Mânați mai mult de teama restricțiilor, gălățenii s-au încolonat în fața centrelor de vaccinare. Cu prima doză se imunizează și de 20 de ori mai mulți oameni decât acum o lună, când bătea vântul prin centre. Pentru a face față la Galați, cel mai mare centru de vaccinare, cel de la Sala Sporturilor, deschide un nou flux, iar de luni se va redeschide un alt centru închis, pentru că nu existau doritori. În al 12-lea ceas, gălățenii se imunizează în avalanșă, spun doctorii, de teama restricțiilor care vor fi impuse de luni. Din acest motiv, la centrele de vaccinare s-au format cozi imense. Ce v-a determinat să vă faceți acum prima doză? Trebuie să muncesc. Deci vă e teamă că nu vă primesc la muncă altfel? Exact. Restricțiile? Restricțiile. Da, la prima doză. Tot din cauza asta, cu restricțiile. Deci restricțiile v-au convins? Da. Dar nu vă e teamă de vin? Nu. Nu mi-a fost. Avalanșa e puțin spun, sunt foarte mulți. Majoritatea, deci 2/3 sunt la prima doză. De 10 ori a crescut față de acum o lună. Când erau la doza întâi cel puțin a crescut de 20 de ori. Deci ieri am vaccinat 500 de persoane doza 1, în condițiile în care noi făceam cam 20 de persoane doza 1 acum o lună. În afară de restricții, unii recunosc că se vaccinează după ce virusul le-a băgat familia în pământ, în timp ce alții dau vina pe dezinformare. La prima doză? La prima doză, da. Ce v-a determinat să vă vaccinați acum? Mi-au decedat ambii părinți pentru COVID. I-am înmormântat pe 13, ambii în aceeași dată. Trebuie să ne vaccinăm. Marea majoritate din cauza restricțiilor vin acum. N-au venit mai devreme că n-au crezut în vaccin și nici acum nu cred unii dintre ei. Și la Focșani oamenii fac coz la vaccinare. Aici rata de infectare a ajuns la 1,5 cazuri la 1000 de locuitori. Să fiind situația actuală, am decis să mă vaccinez. Și riscul bolii, bineînțeles, și ceea ce se întâmplă m-a determinat să această decizie. Ce v-a speriat cel mai tare din ce ați văzut? Situația din spitale, numărul deceselor. Nu sunt speriată. Deci trebuie făcut vaccinul și cam atât, pentru protejarea mea. Și în Botoșan, centrele de vaccinare au fost luate cu asalt de sute de persoane, care pentru a evita restricțiile aleg să se imunizeze. Majoritatea preferă serul de la Johnson & Johnson pentru că se administrează în monodoză. Numai vineri, în municipiul Botoșan, s-au vaccinat 1800 de persoane, dintre care peste 1300 cu prima doză. Vaccinare fără programare se face și la Târgu Mureș mâine, începând cu orele 10:30, în fața Catedralei Mari din oraș. Aceasta se va face cu vaccinul Johnson & Johnson într-o ambulanță. Luni și marți și Spitalul Militar Craiova organizează un maraton al vaccinării pentru COVID-19, alăturându-se inițiativelor de mobilizare a populației să se imunizeze. De asemenea, la Ploiești, pe stadionul Ilie Oana, are loc în ultimul weekend din octombrie un nou maraton de vaccinare.